tuturor că ați venit. Bună seara, bună seara! Bine ați venit! Suntem în fața unei seri pe care o să ne-o aducem aminte cu siguranță. Gândește liber, România! Gândiți liber pentru încă vreo câteva ceasuri și încă vreo câțiva ani. Astăzi Pro TV împlinește 10 ani. Cu toată bucuria de care mă simt în stare, vă invit la o seară eroică. De ce? Pentru că plouă și e frig. Dacă ziua Pro TV-ului ar fi fost în iunie, puteau toți slabii. Așa putem doar noi. Strălucim cu toții, pentru că asta ne-a învățat Pro TV să facem, ne-a învățat să strălucim și mulți dintre cei mai mari artiști ai acestei țări au acceptat invitația noastră și s-au băgat într-un joc absolut fabulos. Pro TV ne-a învățat să trăim cu adevărat. Asta ne spune formația Voltaj, dar cum? A transformat un cântec celebru, care le-a adus un succes absolut extraordinar, într-un cântec care să reprezinte spiritul pro. Toți cei care s-au simțit pro, toți cei care au suflet în ei, care au putere în brațele înarmate, au venit în această seară aici ca să înfruntăm împreună frigul și ploaia și să ne bucurăm de căldura și flacăra din noi. Sperăm să vorbim cu toți invitații în spiritul liber pe care l-a promovat Pro TV-ul de la început. Aș vrea să vă rog să veniți alături de noi, unde ne așteaptă ca în fiecare an ciolanul cu fasole. Doamnelor și domnilor, am aici, așa cum aveți și dumneavoastră, un prieten drag, care acum 5 ani ne-a învățat să facem fasole cu ciolan. Și l-am întrebat de ce fasole cu ciolan, Radu. Și l-a zis pentru că asta ar putea deveni mâncarea tradițională a românului pe 1 decembrie. Dar de ce? Pentru că nu este pe lume plăcere mai mare decât să ajungă românul la ciolan. Cine a scris versurile? Cine a scris versurile? Cât ne-am bucurat, cât ne-am veselit. Hai să spun ceva apropo de versurile astea. Versurile astea au fost scrise foarte în condiții poți foarte speciale. Poți să te pup cât ești de deștept? Că vai, poate mi se ia. Mulțumesc. Au fost scrise în condiții foarte speciale, într-un drum de la Pro TV până la Buftea, pe genunchi într-o mașină. Eu v-am spus că e deștept. Pentru că ideea versurilor era foarte bine cristalizată în mintea mea. E atât de generoasă ideea aceasta, fasole cu ciolan, mâncarea românilor, încât nu se poate să nu te inspire. Nu se poate să nu fii deștept pe o asemenea idee. Da. Mai mult decât atât. În momentul în care mi-a vorbit pentru prima oară despre fasolea cu ciolan, pe care eu o credeam o mâncare destul de lipsită de conotații culturale deosebite, Radu Anton mi-a deschis ochii. Haideți să vedeți ce mi-a spus atunci. Pe ziua națională, mâncatul ciolanului pe fasole, cum am învățat așa, de la Radu, că se spune, este ceva de foarte bine. Radu, deci, hai să facem așa, hai să ne gândim așa, în primul rând. Spunem sarmale, ce auzim? Sarmale. Spunem ciorbă, auzim? Ciorbă. Spunem borș de pește, auzim? Borș de pește, mi se pare normal. Când spui ciolan, ce auzi? Când spui ciolan, auzi ceva bun de mâncare, ceva la care fiecare încearcă să ajungă. Ai văzut? Apuce la ciolan, apuce la ciolan. E un simbol. E un cuvânt simbolic. Este. Plin de, cum se spune, conotații. Apropo, mi-a venit o idee de geniu. Zi. Noi ne-am apucat să facem ciolan pe fasole. Așa? Și o să facem multă. Așa e, foarte multă chiar. Poate că sunt și alți telespectatori care fac fasole pe ciolan și ciolan pe fasole în momentul ăsta. Ne-am gândit să vă rugăm. Ce zici? Hai să-i punem, poate spun o prostie. Hai să-i punem la încercare. Poate spun o prostie, corectează-mă. Fraților, dacă vă simțiți, surorilor, oamenilor, dacă vă simțiți tare în fasole și știți să preparați cea mai minunată fasole cu ciolan, vă frecată, aștept, mințită, iacnie, ciorbă, parfumată, nebunită, plăcintă, sucită, de fasole dacă faceți, compot de fasole dacă faceți. Sarmale cu fasole dacă faceți, era să zic, dar n-am zis. Așa? Noi vă așteptăm încoace. Și cu obiectul și rețeta și premiul. Va fi o surpriză național, minunată, un premiu adecvat național zilei. Așa. Pe de altă parte, dacă dumneavoastră veți înțelege și veți înțelege pe parcursul zilei de astăzi ce vrem noi să spunem cu ciolanul pe fasole, vă rugăm să ne dați telefon la 2 50 50 64, ca să ne povestiți ce înseamnă să ajungi la ciolan. Dacă e de bine, dacă e de rău, dacă aveți vreo idee în sensul ăsta,
cum să ajunge la ciolan fără să deranjești sau deranjând pe cineva. Aceștia eram acum 5 ani. Multe lucruri s-au schimbat. În ciuda faptului că aceste lucruri s-au schimbat, celelalte lucruri nu s-au schimbat. Suntem pe dinăuntru aceiași, avem aceleași lucruri în cap, pentru că ProTV ne-a învățat să gândim cu adevărat și dacă tot o facem, măcar să fim consecvenți. Fasola cu ciolan este aici. Radu este aici. Ne-am adunat cu toții aici pentru că ne-am gândit să îl ajutăm pe Georg în spiritul respectiv. Învârte-mă! Am vârtit până acum. Până acum să nu s-a lipit, arată senzațional și Georg zice ne-ai adus. Sau zic eu. Hai mă, termină-te. Știi cum arată? Crede-mă, știi cum arată? Știi pe el? La mulți ani, ProTV, 10 ani. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Bineînțeles că l-are în mașină, că Georg, știți... Bine, putea să spună dacă era băiat deștept că ne-a adus un porc la tigaie, la frigare, cu măr în gură, dar încă se mai fabrică la el în furmagerie. Am încercat să duc mai departe tradiția lui de Radu cu așa, fasolea. Așa? Știam că ai mulți invitații aici. Și ce te-ai gândit? Nu, asta lasă tortul, spuneam de fasole. Și am încercat să fiu la înălțime. Mai am câteva ingrediente de pus în fasole. Vreau să spun că miroase minunat. Dacă te apropii, îndepărtezi eu fumul și îți dau așa puțin miros, să vezi cum miroase. Mai am câteva ingrediente de adăugat. Se face și parfum cu marca asta? Și aproape este gata fasolea. Eu de ieri, să știi că m-am apucat de fasole, pentru că știam că ai mulți invitați și mai ales că toți sunt de seamă. Un lucru, dacă îmi dați voie să mai spun și eu. Două lucruri se combină aici. Două superlative în această fasole cu ciolan. Este cea mai bună mâncare la cazan care se poate face, da. Și ciolanul este cel mai bun lucru la care putem să apucăm. E adevărat. Eu am o propunere. Și după ce am apucat și am mâncat din această fasole cu ciolan, așa cum spune și cântecul, un vânt de libertate să suie până la cer. Până una alta, să nu-l desconspirăm pe Gheorghe, să nu vedem ce ingrediente secrete pune el în fasole. Că schimbă apa de 3 ori. Schimbă apa de 3 ori, să-ți miră. Vindem deja din casă secretele, nu mai spune. Să luăm o scurtă pauză. Să luăm o scurtă pauză, să punem ingredientele. Am adus să mă îmbrac, stimați telespectatori, că mi-a degerat nasul, bre. Așteptați-mă că viu.